Bun găsit tuturor! Astăzi vă prezint o rețetă de tort foarte simplu din doar 3 ingrediente pe care copilul interior vrea să-l mănânce la micul dejun. Eu nu știu cum se descurcă restul lumii cu copilul interior și cu poftele lui, dar al meu e de nestăvirit, domne, câteodată. Auzi, îi se pune la micul dejun că el vrea tort. Eh, m-am gândit și eu că în loc să-i fac un terț de ovăz, mai bine îi fac un tort frumușel și uite așa îl păcălesc, începe ziua în bucurie! Avem nevoie de doar 3 ingrediente de bază. 250 de grame de fulgi de ovăz. Cine nu poate consuma ovăz, poate să folosească fulgi de mei, de quinoa, de hrișcă sau de ce poate să consume. O conservă lapte de cocos gras, cea de 400 de ml. 200 de grame de ciocolată. Atenție, când alegem ciocolată, tot timpul să ne uităm la lista de ingrediente. Primul ingredient trebuie să fie masă de cacao, nu zahăr. Dacă scrie zahăr, atunci nu este ceea ce trebuie. Dar ca să-l păcălim pe copilul interior că mănâncă și el tort, decorăm această compoziție frumos în formă de tort, în formă de prăjiturici și astfel e toată lumea fericită. În funcție de procentul de cacao pe care îl conține ciocolata, tortul va ieși mai dulce sau mai ciocolatos. Vă arăt în continuare două cazuri. În ambele cazuri procedăm fix în același fel. Adăugăm fulgii de ovăz peste laptele de cocos la temperatura camerei. Îi lăsăm așa să se hidrateze, iar între timp topim ciocolata pe bain-marie. Când avem ciocolata topită, ne întoarcem înapoi la terci. Este momentul să personalizăm în cazul în care dorim. Să știți că odată am pus și Nes, a ieșit foarte bun. Aceasta este varianta în care am folosit ciocolată cu 56% cacao. Am adăugat niște afine. În celălalt, în care am adăugat ciocolată cu 90%, am pus niște rodii. Adăugăm și ciocolata topită și amestecăm foarte bine. După care punem în formă după preferință și dăm la frigider jumătate de oră, o oră, să se întărească un pic această compoziție în așa fel încât să o putem orna. După vreo jumătate de oră la frigider, am adăugat 75 de grame de lapte de cocos fierbinte peste 75 de grame de ciocolată cu 90% și am obținut această cremă. Dacă ciocolata are mai puțină cacao, să știți că această cremă este un pic mai lichidă și se poate întinde un pic mai frumos. Am răzuit puțină ciocolată din aceasta cu un curățător de cartofi, am pus un pic pe margine, după care am adăugat și ceva rodii, pentru că am adăugat rodii și în compoziție, și cam atâta, nimic mai mult de făcut. După cum vă spuneam, în cazul în care ciocolata conține foarte multă cacao, acest tortuleț iese destul de tare și mai amărui. Bineînțeles că puteți să-i adăugați și îndulcitori după gust, dacă doriți. Sau folosiți de la început, așa cum am folosit eu în cel de-al doilea caz, ciocolată cu mai puțină cacao. În blat așadar am folosit ciocolată cu 56% cacao, iar deasupra această cremă albă nu este nimic altceva decât untul de cocos pe care puteți să-l faceți după această rețetă. În cazul în care întâmpinați dificultăți în a face acest unt din fulgi de cocos, atunci va trebui la blender să adăugați și 2-3 linguri sau cât este necesar de ulei de cocos peste fulgii de cocos. Unii din ei, să știți că sunt mai uscați și nu se blenduiesc la fel de bine. În cazul în care untul de cocos este destul de tare la temperatura camerei, atunci e bine să-l puneți într-un paharel sau în ceva, în apă fierbinte, să se înmoaie puțin, așa cum facem și cu mierea. Decorăm și procedăm. Rezistă, să știți, această prăjiturică la frigider până la 2 săptămâni. Și uite, așa am împăcat și capra și varza cu acest tortuleț, îi sărbătorim și pe cei 6.000 de abonați pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru susținere, vă mulțumesc pentru faptul că distribuiți rețetele mele, vă mulțumesc din tot sufletul că invitați prieteni pe grupul de Facebook 100 de ani Secretele Longevității și, bineînțeles, nu la final de tot să vă spun să-mi trăiți 100 de ani sănătoși cu voie bună!